În cursul zilei de azi, guvernul a aprobat hotărârea prin care ziua de 2 mai este declarată zi liberă. Datorită acestei hotărâri, bugetarii vor avea cu ocazia zilei de 1 mai, zi declarată liberă prin lege, 4 zile libere, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Excepție fac angajații statului din instituțiile publice a căror activitate trebuie asigurată. Ziua liberă va fi recuperată ulterior. Premierul Ponta declara încă de duminică faptul că guvernul va declara probabil ziua de 2 mai 2014 drept zi nelucrătoare, care să fie recuperată la o altă dată pentru a lega 1 mai de zilele de sâmbătă și duminică. Cei din industria turismului nu pot decât să fie mulțumiți de această decizie și să spere că predicțiile lor optimiste cu privire la această mini-vacanță să se adeverească și să genereze venituri mai mari.